În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase, Părinte Stares, preacuvioși, părinți, iubiți credincioși, când mi s-a dat ascultarea să mai spun și astăzi un cuvânt de învățătură, m-am gândit că în ultima vreme au venit tot mai mulți credincioși la mine să-mi pună o singură problemă, chiar îngrijorător de mulți. Era vorba de o problemă pe cât de dorită, pe atât de îngrijorătoare și tratată în mod greșit de, poate de prea mulți dintre noi. Foarte mulți au venit și mi-au spus: Părinte, am probleme în căsnicie. Parcă nimic nu mai merge bine, parcă de nimic nu mai pot să mă bucur și nu știu ce se întâmplă. Este normal că, așa ca în orice dialog, am început să pun și eu câteva întrebări colaterale pentru a înțelege cum de s-a ajuns la cele neîmpliniri și neînțelegeri în căsnicie. Și prima întrebare care mi-a venit atunci în minte la acele discuții a fost: de ce v-ați căsătorit? Ce ați văzut la persoana de lângă noastră? Și am primit un răspuns banal care m-a durerat. Era un om avut, m-au îndemnat părinții, era un om școlit sau găseau orice alt motiv, dar nici de cum acel motiv real pe care ni recomandă biserica, dragostea. Și atunci m-am întrebat, dar oare unde suntem noi ca oameni? Unde este dragostea care ne reprezintă ca oameni și ca și creștini? Unde este Dumnezeu care ne îndeamnă mereu ca orice facem să facem din dragoste? Și când am pus această întrebare credincioșilor, au început să dea din coate. O altă întrebare pe care am pus era aceea că era normal să mergeți la rude, la apropiați, la părinți, la bunici și să cereți un ajutor, să se implice și ei în familia voastră. Și am primit un alt răspuns la fel de îngrijorător: rabdă că și eu am răbdat pentru copii. Rabdă că nu știu ce va spune lumea în cazul în care vei divorța. Păi oare cu lumea trăim? Lumea ne dă de mâncare? Lumea ne ține de somn sau de foame? Ei bine, nu. Singurul motiv pentru care noi trebuie să ne căsătorim, e normal și firesc și frumos să avem o familie împlinită și constructivă, dar singurul motiv pentru care trebuie să ne punem bazele căsniciei este dragostea. Și iată ce ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Pavel: râvniți însă la darurile cele mai bune și vă arăt încă o cale care le întrece pe toate, de a-și grăi limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut-mă aramă sunătoare și chimval răsunător, de a-și avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință de a-ș avea, atâta credință încât să muci munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Repet, nimic nu sunt. Și dacă aș avea darul prorociei și de aș avea atâta credință încât să mut și munții și de aș împărți toată avuția mea și aș da tot trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Nu degeaba, iubiți credincioși, Părintele Stăniloae, cel mai mare dogmatist contemporan român, spunea că sfânta taina cununiei este taina iubirii sau a dragostei. De ce? Pentru că cei doi tineri, cei doi miri, intră în biserică ca doi oameni, într-un tărâm al dragostei, ca rege și regină, și ies afară într-un singur trup, așa cum ne spune Evanghelistul, că va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, adică ce este mai important și mai sfânt pe această lume, și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup.
Și ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă. Niciodată. Și totuși, de ce există probleme în căsnicie? De ce există neînțelegeri și neîmpliniri și lucruri care merg rău? Dacă este vorba de dragoste? Tocmai pentru faptul că am fost oarecum cândva prea egoiști. Crezând că soțul sau soția au avere, sunt dintr-o familie cu renume, ne vor rușina nouă greutățile. Crezând că dacă sunt oameni școliți, vor găsi soluții la toate problemele vieții acesteia și vom putea pune mâna în sân trăind ca în sânul lui Avram, așa cum se zice în popor. Ei bine, noi, iubiți credincioși, dacă nu avem dragoste, nimic nu suntem, orice am avea pe această lume, altceva. Un mare duhovnic ne spunea la un moment dat că în căsătorie soțul, dar și soția trebuie să pună ei de fiecare dată pe ultimul loc. Ca bărbat trebuie să gândească în primul rând la soție, la binele ei, la ușurarea vieții ei, ca soție la soț, iar în momentul în care apar copiii, să apară ca rod al dragostei dintre cei doi, care reiese în exterior, în afară, nu ca și alipire sau ca sudare, ca și consolidarea relației, nici pe departe. Pentru că un copil nu ne apropie, ci ba mai mult, ne poate stresa și mai mult atunci când nu punem bazele unei căsnicii adevărate și corecte. Atunci când se mai nasc copiii, fiecare trebuie să ne vedem pe primul loc, pe locul 3. Copilul pe primul, care trebuie îngrijit, hrănit, îmbrăcat și educat, soția sau soțul și abia noi. Este valabil pentru fiecare dintre noi. Dacă nu vom vedea lucrurile acestea în felul acesta, niciodată nu vom fi fericiți în căsătorie. Niciodată nu vom fi împliniți în cele ale casei noastre. Vom merge acasă cu neîmpliniri, cu stres, cu îngândurări. Oare ce va mai urma? Oare de la ce va mai urma și astăzi încă o ceartă? Oare de la ce mă va aluga de acasă și astăzi? Și vom fi stresați și neîmpliniți. Să știți, iubiți credincioși, că doar atunci când omul pune mâna, pune și Dumnezeu mila. Într-adevăr, prin taina cununiei, ca și în oricare altă taină, Harul Duhului Sfânt coboară peste cei doi miri și peste cei doi soți și rămâne lucrător atâta timp cât cei doi soți sunt cinstiți cu ei înșiși și unii față de alții. Când cinstia dintre cei doi dispare, va dispărea și lucrarea Duhului Sfânt și acea căsătorie va fi un eșec total. Niciodată să nu ne gândim că trebuie să răbdăm în familie, că și înaintașii noștri au răbdat de gura lumii sau de rușine altora. Niciodată. Pentru că cununia, fiind o taină a iubirii, trebuie să fie o fărâmă din rai. Doar de noi depinde de fiecare cât de mare este fărâma de rai în funcție de iubirea pe care ne-o purtăm în suflet unii altora. Vedeți? Încă o problemă care arată în mod practic că tot ceea ce facem după învățăturile Sfintei Scripturi trebuie să punem la bază, în primul rând, dragostea. Dragostea față de noi înșine, dragostea față de semenii noștri, dragostea față de Dumnezeu care ne întărește și ne ajută. Altceva este nesemnificativ. Averea. Poți să fim oricât de bogați în această lume. Dacă acasă nu suntem împliniți, toată averea aceea se risipește. Înțelepciunea? Nici o înțelepciune nu este mai mare decât dragostea lui Dumnezeu pe care ne-o poartă nouă și care se revarsă asupra noastră atunci când noi suntem cinstiți, corecți față de noi și față de semenii noștri. De aceea, Iisus Hristos ne-a dat nouă o singură poruncă și ne-a spus: iată poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unii pe alții pe cum și eu v-am iubit pe voi. În iubirea lui Dumnezeu față de noi nu s-a inclus niciodată averea, înțelepciunea
sau interesul sau egoismul, niciodată. Hristos a fost oare egoist în momentul în care s-a răstignit pe cruce pentru iertarea păcatelor noastre și pentru biruirea diavolului? Iisus a fost oare egoist și interesat de ceva anume atunci când a dormit adeseori sub cerul liber și a spus, iată, eu sunt calea, adevărul și viața? Cred că nu. Alergăm atunci la preot când avem o problemă foarte gravă în familie și când considerăm că nu ne mai înțelegem și punem întrebări, dar ce am făcut, părinte, de ce nu ne mai înțelegem, unde am greșit? Ei, uite, acolo apare greșeala, când am devenit egoiști, m-am însurat să am ajutor, m-am măritat să am sursă de venit, să fiu întreținută, m-am căsătorit pentru că m-am săturat de singurătate, să am ajutor, este o formă de egoism. Nu asta este căsătoria, iubiți credincioși. Și noi, cei mai maturi, cu siguranță, care fiind trecuți prin viață, ne dăm seama că așa este. Uneori poate fi târziu. Dacă evităm divorțul, nu-l evităm de rușinea lumii sau de întrebarea ce va spune lumea dacă divorțez sau mă despart. Este prea puțin relevant. Divorțez sau nu divorțez de frică ca nu cumva Dumnezeu să nu mă pedepsească. Și atât. Asta este cea mai mare problemă. Biserica, prin canoanele ei, niciodată nu va recomanda divorțul cuiva, dar este îngăduit într-un singur moment sau într-un singur caz, în caz de adulter sau de desfrânare. Ce înseamnă asta? Când unul dintre cei doi soți înșală, iar celălalt soț înșelat nu poate să treacă peste acest păcat, nu poate să-l uite, se va simți mereu trădat și înșelat. Nici atunci nu-l recomandă, dar îl acceptă. A doua și a treia căsătorie, știm cu toții că nu mai sunt taină, ca taina iubirii, dar sunt binecuvântări ale bisericii ca cei doi recăsătoriți să nu mai trăiască în păcat. Iar eventualii copii care se nasc în a doua sau a treia căsătorie să nu se nască din desfrâu. Să nu ne gândim vreodată că recăsătoriți fiind ne va merge mai bine decât la prima căsătorie. Niciodată. Dacă prima dată nu ne merge, nu ne va merge niciodată. A doua și a treia căsătorie vor fi din compromis, din acord, din convenție, din orice alt motiv sau din orice alt punct de vedere, dar niciodată din iubire. Și ne vom uita unii la alții și ne vom tolera. Dar nu va mai fi aceeași dragoste profundă ca la început. Și atunci ne întrebăm ce am făcut, unde am greșit. Corect și normal este ca în momentul în care unul dintre cei doi tineri vin acasă și spun părinților, să stănească părinții, dar și preotul în același timp, un test de conștiință pentru fiecare dintre noi. Ce ai văzut la omul cu care vrei să te căsătorești? Ce te-a stârnit la el? Ce te-a atras? Și atunci va începe să enumere calitățile. O întrebare foarte înțeleaptă într-un astfel de moment ar fi acela, dar ca defecte, ce are? În momentul în care vedem un dependent de alcool, un om care astăzi bea numai două beri dimineața și 100 de grame la amiază, acela este un alcoolic în devenire. Pentru că Nicolae Iorga spunea că pasiunile tânărului devin vicii la bătrânețe. Să nu uităm asta. Și calitățile primordiale ale omului cu care vrem să ne căsătorim trebuie să fie în mare parte ale felului nostru de a fi. Să vedem că avem multe lucruri în comun, că avem gândiri în comun, hărnicia și preocupări comune, ca apoi lucrurile care ne distanțează să ne construiască. Și treptat, pas cu pas,
să ajungem și la acel sentiment nobil pe care Sfânta Scriptură ne-l transmite și ne-l recomandă, iubirea. Iar iubirea să fie singurul lucru și singura calitate și sentiment care să ne ghideze în această viață. Pentru că odată intrați în Sfânta Biserică pentru a primi taina cununiei, ieșim un singur trup. Așa cum a spus și adineaori când biserica ne îndeamnă, ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Niciodată nu vom mai fi ceea ce am fost înainte de căsătorie. Omul are trei mari schimbări în viața lui și trebuie să punem accentul pe aceste trei mari schimbări. Botezul, pentru că intrăm păgâni și devenim creștini, cununia, care ne apropie și ne întregește într-un singur trup prin taina iubirii, și separarea sufletului de trup care ne îndeamnă, care ne apropie către Hristos. De toate aceste trei mari etape vom dea socoteală în fața lui Dumnezeu. Suntem conștienți de faptul că suntem raționali, avem și suflet și toate aceste lucruri trebuie îmbinate. Părintele Constantin Necula, dând sfaturi unor tineri care voreau să se căsătorească, spunea mereu și repeta, era ca un slogan de viață, dacă vreți, să vă ferească Dumnezeu de rațiunea fără iubire și de iubirea fără rațiune. Cu toate că se spune că dragostea este oarbă, nu este oarbă niciodată, este nobilă și ne nobilează pe noi, pe fiecare, dar oarbă nu este. Pentru că atunci când nu vedem defectele celui de lângă noi și să încercăm să le corectăm, sau acel cineva să se lase corectat, am pierdut totul. Știți, există în popor o glumă, că ar fi trei ani de grație într-o căsătorie. În primul an, mirele sau mireasa vede că este numai el căsătorit. În al doilea an, vede că mai sunt și alții. În al treilea an și-ar dori să fie numai alții. Și știți de ce? Pentru că nu au pus baze pe acea dragoste sinceră și reală, care să-i unească și să le dea dependența unora față de alții. În acest sens, îmi amintesc o întâmplare reală din anii mei de liceu, de seminar teologic, când adeseori mergeam la Rohia și foarte des îl întâlneam acolo pe înalt preasfințitul Justinian, care mergea și el în reculegere, să se regăsească, să fie cu sine însuși și să mediteze la ale sale. Și la un moment dat a mers la el un tânăr și i-a spus: preasfinția voastră, nu știu ce să fac, m-aș căsători, aș intra în mănăstire, încă nu mi-am descoperit vocația și nu știu de ce aș fi bun în această lume. Iar preasfințitul Justinian i-a spus într-un mod foarte ferm și dur: de ce nu? Nu ești bun de nimic. Dacă nu ești bun de căsătorie și de lume, nu vei fi bun nici de mănăstire. Pentru că indiferent din ce latură am vedea lucrurile, este vorba tot de o formă de familie. În mănăstire este vorba de familia aceea frățească, în care toți se iubesc ca frații unii pe alții, iar în familia lumească, ne iubim atât de mult în sensul procreării, în sensul înmulțirii lumii și a generațiilor care vin după noi, pentru a transmite niște valori morale, intelectuale și a lăsa lumea aceasta într-o altă ștafetă, într-o altă mână a generației mai tinere care vine după noi. Și să nu uităm niciodată, atunci când luăm decizia să ne căsătorim, că este un adevăr universal valabil, care rezistă și persistă în timp. Taina cununiei nu va muri niciodată, doar că noi uneori nu o înțelegem și nu o tratăm corect. Atunci când o vom trata corect, vom merge acasă cu cea mai mare bucurie și împlinire și dor de casă, pentru că vom simți acolo, inexplicabil, dar în sufletul nostru, o fărâmă de rai. Cât de frumos este atunci când știm că familia noastră este împlinită.
Soțul merge ca să lucreze, să aducă bani acasă, soția să-i administreze, iar copiii se joace în voie în jurul casei, să sară în brațele copiilor sau ale părinților și tot timpul să mulțumească pentru toate cele ce au primit în acea zi. Este o fărâmă de rai în casa noastră, în sufletele noastre și în tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Iubiți credincioși, încă nu este târziu ca familiile noastre să ne fie salvate acolo unde sunt probleme, ca familiile noastre să fie întoarse pe un făgaș bun atunci când intrăm într-un derapaj. Dar doar în momentul în care amândoi ne dorim acest lucru, și soțul și soția. În momentul în care există o problemă, un alunecuș, tot timpul trebuie să povestim acest lucru dimineața, între soț, soție, ca oameni adulți. Copiii n-au ce căuta în problemele părinților, niciodată. Copiii doar trebuie pregătiți pentru viață și atât. Nu trebuie să asiste la problemele părinților. Iar atunci când noi avem mintea limpede dimineața, să căutăm să ne certăm în șoaptă pe cât se poate. Și dacă avem o fărâmă de iubire a unora față de alții, ne putem certa și în șoaptă. Pentru că nu există tot ridicat, pentru că nu există stârnire a nervilor și nu există jigniri. Tot timpul cearta în șoaptă ne provoacă autocontrol. Să nu ne audă copiii problemele noastre, să nu strigăm prea tare, să ne audă vecinii și la un moment dat ne vom da seama că și noi pe noi înșine ne-am autocontrolat. Și atunci o problemă devine constructivă și înălțătoare către Dumnezeu. Și să nu uităm că doar unde pune omul mâna, pune și Dumnezeu mila. Doar atunci când noi ne dorim o schimbare în bine, Dumnezeu vine și ne luminează și se revarsă harul său asupra noastră. Totul depinde doar de noi și atât. Bunul Dumnezeu să ne asculte rugăciunile, să ne întărească și să ne ajute în toate lucrurile cele bune. Spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.